Proiectele din Arhiepiscopia Bucureștilor, înscrise la cea de-a 15-a ediție a Concursului Național Catehetic Tinerii și vârstnicii să laude numele Domnului, au fost astăzi evaluate. Comisia de jurizare a desemnat câștigător grupul catehetic al parohiei Sfântul Pantelimon Foișorul de Foc din Capitală. Evaluarea lucrărilor înscrise în cadrul concursului a fost realizată de o comisie de specialitate și s-a desfășurat la sediul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. După jurizarea pe protopopiat a proiectelor înscrise, s-au calificat în etapa eparhială 12 parohii. Avem criterii de departajare în funcție de felul în care coordonatorii au alcătuit catehezele, spre deosebire de alți ani punctăm și felul în care catehezele au fost alcătuite, scrise și prezentate, dar și felul în care s-au desfășurat activitățile care decurg din aceste cateheze. Suntem atenți la prezentarea catehetică, la originalitatea catehezelor, la modalitatea de punere în practică a activităților, la diversitatea activităților, dar și la felul în care proiectele au fost mediatizate și au fost diseminate în comunități. Și de asemenea la parteneriatele care au fost încheiate cu diferite instituții. Ce au venit original în aceste proiecte în relația tineri-copii-vârstnici? Am observat în foarte multe proiecte cum tinerii încercau să-i cunoască mai bine pe bunici, să-și cunoască rădăcinile. S-a încercat cumva din partea mai multor organizatori, coordonatori de proiect, să fie scoasă în evidență un soi de predare de ștafetă între bunici și tineri și copii. În urma evaluării, Comisia de Jurizare a desemnat câștigător proiectul intitulat Călătorie între generații, expoziția unei comuniuni file de poveste al parohiei Sfântul Pantelimon Foișorul de Foc din sectorul 2 al Capitalei. Din invitația celor de la Departamentul de Învățământ din cuprinsul Arhiepiscopiei, de fiecare dată, an de an, eu sunt invitată să evaluez secțiunea literară acestui concurs minunat. Am rămas plăcut surprinsă de faptul că sunt și copii cu vârste mici, de 5-6 ani, care își dau seama de ceea ce înseamnă acest an omagial al pastorației persoanelor vârstnice și văd în bunicii pe care îi cunosc în cadrul parohiilor, pe care le frecventează alături de părinți, modele demne de urmat. Și am văzut o grămadă de hârtii, scrisori, fire de jurnal și compuneri despre omagierea portretelor unor bunici sau bunicuțe din cadrul parohiilor acestor copilași. Minunat! Concursul este organizat de sectorul teologic-educațional al Administrației Patriarhale în parteneriat cu Ministerul Învățământului. Proiectele care s-au înscris dintre cele 33 de parohii ale protopopiatului sector 4 Capitală au evidențiat multitudinea activităților social-filantropice și culturale pe care preoții de la parohiile respective le-au desfășurat pe parcursul perioadei în care s-a organizat proiectul acesta. Atât de frumos și atât de util pentru sporirea, putem spune, a dragostei dintre vârstnici și tineri și totodată pentru întărirea legăturii dintre preoți și credincioși și pe care sfințiile lor îi păstoresc. Au fost dovedite prin materialele prezentate în proiectul acesta cât de ample sunt activitățile pe care preoții din bisericile noastre le desfășoară. Au fost efectuate sau încheiate diferite parteneriate cu instituții publice, cu instituții ale statului, cu instituții culturale, cum este de exemplu cazul Palatului Național al Copiilor din sectorul nostru, parteneriate care arată că și instituțiile de stat sunt receptive la această colaborare cu biserica. De ce vin copiii la un astfel de concurs și aleg între concursul ăsta și cele școlare, de exemplu? Le aleg și pe cele școlare, dar de data asta aș putea spune că un asemenea concurs în parohie nu pune atâta presiune cât pune un concurs din mediul școlar. De ce? Pentru că aici ei au venit și au înțeles de la început că înainte de toate vorbim despre o implicare personală în tot ceea ce înseamnă activitatea bisericii, o fac cu plăcere, se simt cumva scoși din mediul acela care înseamnă notă, premiu și așa mai departe, deși există și aici niște premii, că despre asta vorbim în finalul evaluării noastre, însă vin cu mai multă deschidere pentru că se simt mult mai liberi, nu sunt constrânși de nimic. În data de 21 mai, în cadrul manifestărilor prilejuite de Hramul Istoric al Catedralei Patriarhale, proiectele câștigătoare pe fiecare eparhie vor fi premiate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.